I-am asigurat pe fermieri că toți cei care vor suferi pagube din cauza secetei, anul acesta o să primească despăgubiri, pentru că așa este normal. Comitetele pentru stații de urgență se vor întruni, vor merge să constate acolo unde sunt anunțați de către fermieri, să constate, să evalueze suprafețele, să evalueze dimensiunea pagubelor, astfel încât să avem o imagine cât mai reală, cât mai obiectivă, să știm exact care au fost pierderile, câți bani trebuie să alocăm în așa fel încât fermierii să fie despăgubiți.